Viața nu e un poem eroic cu roluri de eroi și alte lucruri de astea, ci un salon confortabil pentru oamenii cu obiceiuri burgheze, în care individul se declară pe deplin mulțumit dacă mănâncă și bea, dacă își soarbe cafeaua, dacă împletește ciorapi, joacă taroc și ascultă muzică la radio. Cine vrea altceva, purtând în el însuși eroicul și frumosul, admirația pentru mari scritori sau admirația pentru sfinți, nu e decât un nebun și un fel de cavaler Don Quixote. Cartea la minut de astăzi, bună ziua, este Lupul de Stepă de Herman Hesse, un roman care poate fi citit de către orice burghez cum se cade, și care este de ajuns de experimental, în care, încât fiecare cititor să-și extragă partea care îi place. De exemplu, personajul principal, Harry Haller, este un critic acerb al burgheziei, aviz socialiștilor este un intelectual blazat care chiar vrea să se sinucidă. Adepții sinuciderii, luați aminte. Este un roman care cuprinde multă psihologie și psihanaliză. Unii au spus chiar că personajul este schizofrenic. Îndrăgostiții de psihologie, bine ați venit! Mai există în spiritul și al celorlalte cărți ale scriitorului austriac dualismul, raționalism versus Emoție sau uh, simțuri uh, Iar aici simțurile sunt exprimate prin uh, muzică, droguri și sex Astfel încât bidnicilor uh, le-a plăcut enorm partea cu tripurile provocate de droguri Deci, senzualiștilor, bine ați venit uh, Mai avem uh, o parte de realism magic, o parte de androginie iar ceea ce mi-a plăcut mie a fost un personaj muzicant, instrumentist, numit Pablo, care până la urmă îi spune personajului principal ce mai tura, vura ataș din gură și apucă-te de treabă. Pe mine nu mă interesează să filozofez despre muzică, mie îmi place să fac muzică. Cu alte cuvinte, o carte pentru burghezi, dar despre artiști nebuni și Don Quixote. La revedere!